tutti in coscienza si occupa di tutto il dolore che ha dato la priorità di dare da domani. Omul, toată viața m-am ocupat de om, de sufletul lui și de istoria lui interioară și exterioară. De la Roma, cu 200 de ani înainte de Hristos, spuneam despre om că este lucru pentru ceilalți. Înțelintul Seneca, replică, peste 200 de ani, spunea că este sfânt. Omul este sfânt pentru mine. Shakespeare spunea că este cea mai desăvârșită lucrare și cea mai aleasă gândire. Și toată opera lui este plină de cadavre de celor a căror ambiții s-au întors împotriva lor. Până la Zola, trecând prin Nietzsche și Schopenhauer, care a scris epopeea animalității umane. Iată ce grozav este omul, de la sublim la literatură, dermat și înălțat de propria lui libertate, un univers extraordinar de greu de descifrat. De ce v-am spus acest lucru? Pentru că îmi dau seama tot mai mult că oamenii vorbesc între ei zile și luni și ani și nu se aud. Trăiesc împreună zile și luni și ani și vieți și nu se cunosc. Cu mulți ani în urmă, cum se spunea odată, l-am cunoscut pe tovarășul Horea Bătescu, ca tânăr redactor la Radio Cluj, cel tânăr artist. Amândoi pornim să cerem lumea și să descifrăm tainele filozofiei care sufletului omului. Și au trecut ani de zile și acum, răsfoind și citind cărțile lui, îmi dau seama ce transformare extraordinară. În formă, în conținut, dar mai ales în sensul Horea Bătescu a ajuns un cărturar. Să știți că nu exagerez deloc dacă spunem acest lucru. Citiți voi viața să vedeți. De ce m-a făcut așa prea mult? Pentru că am zis că o să spun câteva poezii de ale lui și eu nu spun poezii, nu are de-a trecut de rost, nu citesc în general, nu sunt de acord cu lucruri care citesc. Și am crezut că am ales câteva poezii, am văzut chiar și eu, și am spus că sunt cele mai frumoase și am să le răspund pe acelea. Și pur am mai citit mai departe și am găsit altele, care și ale erau frumoase. Și altele care și ale erau frumoase. Și am pățit cum este povestea în înțelepciunea lui cu judecătorul și cartofii. Zice că un judecător a plecat în concediu de la judecătorie și s-a dus să odihnească câteva zile la țară, la guvern de al lui, care avea o fermă. Dar după câteva zile s-a plictisit și a spus vărului mere, aș vrea să te ajut și eu la lucru. Păi ce știi? Din răspunsul nu prea știa nimic. Păi să uitam să-ți dau sarcină care poți să o faci. Vezi grămadă aia mare de cartofi de acolo din Șopron. Acum am strâns. Până de seară când vine noi de la câmp, fă trei grămezi cu cartofi mai mari, mijlocii și mici. Și când s-a întors vărul seara de la lucru, de la câmp, grămadă de cartofi era la fel de Șopron și judecătorul cu un cartof în mână. Transpirat și nenorocit și îl întreabă, ăsta e mare, mijlociu sau mic? Cam așa am învățat și eu cu povestea dumneavoastră. N-am știut pe care să fie sigur că poezia lui ar merita și așa a promit cu jumătate gură măcar că vom face un recital din această poezie pentru că este superbă.
Și atunci ce am făcut? Am luat cele trei volume și l-am deschis pe fiecare, la o pagină. Și unde s-a deschis poezia aceea, am să vă spun. Deci, sunt trei poezii, fiecare din alt volum, nu sunt cele mai frumoase, dar sunt extraordinar de frumoase și veți vedea că la voi vedeți cum nimic nu e banal. Chiar în cele mai sfinte expresii. În urmate lui Palate îi trebuia să aleg roșcata și cu părțile de parte, dar s-a deschis la o altă palată care în credința mea are un mesaj extraordinar, se numește palata celor care vor război. Dar dacă vreți să muriți, trebuie să știți că în viața acesta nu mai moare. În viața acesta încheți pe prânci sau frumos în picioare. Dar dacă vreți să muriți, trebuie să știți că în viața acesta plin de morminte, dacă n-ai moștenire, se cumpără greu o groapă în care se putrezești prea cuminte. Dar dacă vreți să muriți, trebuie să știți că în viața acesta, de la orizontul, cu moartea în fiecare zi, cumpără munții și mare la soare. Dar dacă vreți să muriți, trebuie să știți pe ce parte muriți. Pe ce parte? În viața acesta, cumplit, nu indiferent cum te umpli de moarte. Dar dacă vreți să muriți, trebuie să știți pentru ce de acum, pentru ce de pe drum, în viața acesta în care atât s-a murit,